Mulțumesc. Thank you, Mr. Minister. I'm very happy to see you here in Romania after our meeting some years ago when we prepared the current multi-annual framework and when we discussed the main European policies. I know that you are very convinced pro-European, but a very pragmatic and realistic one. And this is why your presence here in Romania today, I think, is very useful in order to have a debate about Romania, economic evolution in Romania, but also about your vision regarding the future of Europe in this context of, used to say, post-crisis economic situation, taking into account the opportunities but also the challenges in several fields. Our intention of Romania is to use this opportunity in order to be more proactive at European level, to remain pro-Europeans, but to contribute to the evolution of European Union and to follow the accession period to European Union to a real integration period. So please let me to switch in Romania now, if you agree. Cred că este o foarte bună oportunitate să discutăm și între noi și mai ales în prezența, cum spuneam, a domnului ministru Șoible, cu o vastă și consistentă experiență și viziune europeană, să discutăm despre România ca o țară a provocărilor, dar în același timp o țară a oportunităților în această Uniune Europeană care este, din punctul meu de vedere, în prin proces de evoluție. România are o evoluție economică bună după ce a trecut prin criza financiară, criza economică din perioada 2008-2009, și după aderarea la Uniunea Europeană din 2007, anul viitor o să sărbătorim 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, dar ne amintim foarte bine și entuziasmul de după aderare, care a fost ponderat de criza economică care a avut un impact și asupra economiei României. România care a fost obligată în perioada respectivă să facă, să ia niște măsuri de reformă profunde costisitoare din punct de vedere social și, aș îndrăzni să spun, chiar și politic. Iată însă că din 2011 încoace resimțim creșterea economică, cel puțin dacă ne uităm la cifre, dar o vedem și în crearea de noi locuri de muncă, o vedem și în dezvoltarea oportunităților de investiții. Deci o creștere economică bună, dar în continuare facem față la anumite decalaje regionale între regiunile din România, decalaje economice de dezvoltare între diferitele categorii de populație și nu întâmplător în acest sens am venit anul acesta cu acel program antisărăcie, tocmai în ideea de a lua măsuri integrate și pe termen lung pentru a reduce aceste decalaje. Și în continuare mai avem de rezolvat și decalajele între mediul rural și mediul urban, decalaje care au fost accentuate și de migrația forței de muncă din România, mai ales în Europa de vest, Europa de sud-vest. Deci suntem într-un paradox în România în care, pe de-o parte, înregistrăm de câțiva ani de zile creștere economică și acum provocarea este cum să transformăm această creștere economică în dezvoltare reală care să se resimtă atât în reducerea decalajelor între regiuni, cât și între diferitele categorii sociale sau între sat și oraș. Și modul în care am abordat lucrurile în acest an, acest guvern, fiind conștienți de faptul că suntem într-un an
de tranziție, un an electoral, pe de o parte, un an în care trecem de la un mod de guvernare, sper eu, la un altul, mai pragmatic, mai predictibil, mai eficient. Principalul nostru obiectiv sau obiectiv în jurul căruia am construit programul de guvernare și modul în care am abordat politicile economice în acest an a fost acela de a asigura predictibilitate politicilor economice, predictibilitate politicilor fiscale și în același timp de a antama anumite reforme care să nu numai că să nu afecteze negativ creșterea economică, ci chiar să o stimuleze, dar care să permită să canalizeze această creștere economică și spre dezvoltare. Sau altfel spus, spre o mai bună eficiență a utilizării, a canalizării acestei creșteri economice spre dezvoltare. Și aici am început anumite lucruri, dar care cu siguranță vor trebui continuate în anii următori, și anume o creștere a eficienței acțiunii statului în relație cu mediul de afaceri și în politica distributivă, să spun așa, în politicile sociale, o continuare a luptei împotriva corupției cu o focalizare în anii următori mai mult pe prevenție și pe educație, pentru că cred că nu e suficient să avem justiția care să lupte împotriva corupției, ci cu toții dintre noi, dacă înțelegem că corupția duce la sărăcie cronică, avem de schimbat multe lucruri în comportamentul nostru și cu siguranță aceste măsuri de luptă împotriva corupției ar putea duce și la o eficiență a acțiunii statului în economie și în relație cu cetățenii. Și din această perspectivă, noi am început cu acțiuni probabil mai mici sau mai nesemnificative în aparență, și anume măsuri de reducere a birocrației, măsuri de simplificare a legislației, de clarificare a legislației. Însă aceste măsuri în anii care vin trebuie dublate cu susținere politică în mod foarte clar, trebuie dublate și de o reformă a administrației publice pentru mai multă eficiență în administrație și pentru o orientare spre rezultat și o orientare spre cetățean. Și sigur că această reformă a administrației publice nu se va putea face fără o depolitizare, care pentru mine nu înseamnă o eliminare a politicului din relația cu administrația, ci o clarificare și o delimitare clară a relației dintre politic, politicul guvernamental și administrația publică. Și aici noi am început câteva lucruri pe care nu le-am dus mai departe, tocmai pentru că am conștientizat faptul că e nevoie de acest angajament și această asumare politică a reformei administrației. Pe de altă parte, avem nevoie în această reformă și de o regândire a modului de funcționare a administrației, dar și ceea ce am început noi să facem, o simplificare, debirocratizare și o clarificare a acțiunii administrației în relație cu mediul de afaceri și cu cetățenii. Deci sunt lucruri pe care le-am început și care cred că trebuie să continue. Apoi, tot vorbind de eficiența intervenției statului în relația cu mediul economic, am început, de fapt am continuat, dar punând mai mult în practică, din punctul meu de vedere, decât în trecut, măsuri de guvernanță corporativă care să ducă la o creștere a eficienței acțiunii statului, statul ca actor majoritar, ca acționar majoritar în companii cu capital majoritar de stat, dar care acționează pe piață și care au un impact în modul în care funcționează economia de piață în România. Aici, la fel, cred că dacă vom înțelege că aceste companii unde statul are încă capital majoritar, care acționează cu preponderență în domeniul energetic, în domeniul infrastructurii și în general infrastructură de mai multe categorii, infrastructură de bază importantă pentru dezvoltarea mediului de afaceri, deci eficiența acțiunii statului în funcționarea acestor companii înseamnă nu doar o valorificare a capitalului statului în aceste companii, dar înseamnă și creare de oportunități pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România și pentru atractivitatea mediului de afaceri. Și de aceea nu întâmplător
companii private sunt foarte interesate nu doar de politica bugetară a guvernului, dar și de politica de guvernanță corporativă, pentru că aceste companii ale statului pot să fie un asset, un avantaj în dezvoltarea economică, dar pot să și frâneze dezvoltarea economică dacă ele nu funcționează după principii de transparență și eficiență. Și aici nu o să dezvolt acum, dar am luat mai multe măsuri pentru revizuirea legislației, pentru mai multă claritate în legislație din acest punct de vedere și pentru aplicarea ceea ce înseamnă această legislație în recrutarea managerilor, a consiliilor de administrație și în modul în care urmează să definim prioritățile și atribuțiile acestora. Apoi, avem un potențial pe care îl putem valorifica în continuare în anumite domenii ale economiei. Au fost luate anumite măsuri fiscale care și-au arătat clar rezultatul în domeniul IT, de exemplu. Și în aceeași logică am venit cu anumite măsuri, facilități fiscale în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, pentru că din punctul nostru de vedere, dezvoltarea economică viitoare și cu pregăderea, dezvoltarea industrială va trece printr-o conexiune tot mai profundă cu rezultatele cercetării și inovării. Avem nevoie nu doar să dezvoltăm industria ca atare, ci să dezvoltăm o industrie competitivă, să dezvoltăm o industrie cu valoare adăugată, care să producă valoare adăugată. Și aici am luat niște măsuri fiscale pentru a stimula cercetarea, dezvoltarea, inovarea, mai ales în domeniul industrial. Dar în paralel cu aceste măsuri și pentru creșterea valorii adăugate în economie, avem nevoie și de o creștere a calității forței de muncă. O problemă cu care începe să se confrunte România este lipsa forței de muncă calificată. Avem deja companii care au investit în România, în partea de centru de vest a României și care caută deja forță de muncă în țările vecine. Pe de altă parte, noi încă mai avem o rată șomajului de peste 6%, chiar dacă ea este mai mică decât media europeană, dar încă avem o rată șomajului, ceea ce înseamnă că avem un potențial de forță de muncă care, dacă este calificată, poate să fie orientată spre aceste locuri de muncă create prin investiții, prin dezvoltarea economică. Deci aici formarea profesională, formarea duală, legătura dintre mediul de afaceri și sistemul de educațional românesc este foarte importantă în perioada următoare și cel puțin vom lăsa o nouă legislație sau o legislație ameliorată din acest punct de vedere, dar aici mai sunt lucruri care încă mai trebuie făcute. Apoi să nu uităm, România are încă, sigur aici cifrele variază, are oricum câteva milioane de cetățeni care lucrează în afara României, în mare parte în state membre ale Uniunii Europene. Probabil că unii dintre ei decid să se stabilizeze acolo, dar eu cred că avem un potențial important pe care îl putem valorifica de reconectare a acestor români care lucrează în afară cu cei din România. Și aici mă refer, discutam cu domnul Schäuble înainte, de avantajul pe care îl are România în relația cu Germania prin prezența sașilor și șvabilor care au plecat de acum de câțiva ani în Germania, care sunt foarte bine inserați în societatea germană în momentul de față, care nu și-au uitat rădăcinile și aceste legături privite într-un mod foarte pragmatic pot să fie și sunt deja benefice și pentru economia românească și pentru economia germană. Cred că pornind de la această experiență și pe această logică, atunci când punem la punct, punem în aplicare instrumente de sprijin pentru diaspora românească, nu trebuie să înțeleagă întreprinderile românești că o facem în dezavantajul lor sau privilegiem diaspora românească. Eu cred că această conectare a capitalului autohton, a companiilor românești din România cu companii
din alte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul diasporei pot să fie benefice și la o creștere a potențialului capitalului românesc, a capitalului autohton, care are nevoie de o piață mai largă decât piața românească pentru a putea evolua, dar poate să ajute și la o reintegrare socială sau o reconectare socială a diasporei cu realitățile din România. Eu cel puțin așa văd lucrurile și evoluția pe viitor. Și aici cred că avem nevoie cu siguranță să ne gândim la măsuri care să creeze oportunități și pentru capital autohton pentru a se dezvolta, pentru a progresa, pentru că capital autohton înseamnă în mare parte întreprinderi mici și mijlocii, peste 90% întreprinderi mici și mijlocii, dar dacă din motive politice populiste vom pune dezvoltarea capitalului autohton în opoziție cu capitalul străin, cred că toată lumea are de pierdut și în cele din urmă sau în primul rând are de pierdut cetățeanul român și dezvoltarea economică a României. Deci cred că trebuie să găsim inteligența, înțelepciunea pentru a face în așa fel încât dezvoltarea potențialului capitalului autohton să se facă în paralel cu valorificarea investițiilor străine de care avem în continuare nevoie în România, în mai multe domenii ale economiei, dar și în infrastructură. Apoi, în viitor, cred că trebuie să ne concentrăm nu doar pe cifre privind dezvoltarea economică, ci mai ales pe creșterea calității dezvoltării economice. O dezvoltare economică durabilă, din punctul meu de vedere, înseamnă o creștere a valorii adăugate care este produsă în economie și de ordin calitativ. Și în același timp să însoțim măsuri pe termen scurt de și măsuri de reformă imediate și de o viziune pe termen mediu. Și în această sau pornind de la acest obiectiv, am venit cu propunerea programului pe care l-am numit România Competitivă, care propune câteva măsuri, domenii de intervenție pentru o perspectivă a dezvoltării economice a României în următorii ani până în 2020 și care presupune nu doar măsuri care vizează direct domeniul economic, ci și măsuri care vizează educația, sănătatea, infrastructura de care avem nevoie sau unde avem nevoie de reformă pentru dezvoltarea economică pe viitor. Sigur, alături de măsuri care să stimuleze dezvoltarea pieței de capital, care să stimuleze adaptarea forței de muncă la cererile economiei românești de astăzi, o economie în evoluție. Apoi, în încheiere, câteva cuvinte și despre evoluția economiei din România și evoluția Uniunii Europene, pentru că nu doar datorită Brexitului, nu doar datorită crizei economice prin care am trecut, din mai multe motive și datorită faptului că Uniunea Europeană a cunoscut un proces amplu de extindere, dar care, din punctul meu de vedere, n-a fost suficient urmat și de un proces de reală integrare între noile state membre sau cele din estul Europei și cele din vest. Cred că în anii următori putem transforma acest context într-o oportunitate pentru a redefini Uniunea Europeană în așa fel încât ea să fie mai apropiată de cetățeni, concentrată pe mai mult pragmatism și mai multă eficiență și aici, sigur, România, îi spuneam și domnului ministru Șoible, România dorește să fie un partener mult mai proactiv sau un stat membru mult mai proactiv la nivel european, să vină cu idei în așa fel încât instrumentele pe care le avem la nivel comunitar să producă într-adevăr mai multă siguranță pentru cetățeni și să producă mai multă prosperitate și dezvoltare. Și cred că inevitabil trebuie să ne gândim în paralel cu aceasta la modalitatea în care incităm tinerii. Eu, ca să spun proaspăt fost tânăr, sunt
Unul dintre cei care a beneficiat de această deschidere a României spre Uniunea Europeană, de această liberă circulație în Europa, și cred că această nouă generație care trece printr-o perioadă dificilă în momentul de față, pentru că șomajul în cea mai mare parte este concentrat în rândul noii generații, deci dacă Europa va produce prosperitate, Europa trebuie să producă prosperitate în primul rând în rândul tinerilor, nu doar pentru că aici sunt riscurile cele mai mari, dar și pentru că dacă acești tineri nu cred în capacitatea Europei de a produce prosperitate, atunci vedem, din punctul meu de vedere, vedem viitorul Europei cu riscuri foarte mari. Deci de asta și de asta cred că trebuie să conectăm viziunea privind Uniunea Europeană cu viziunea pe care o avem pentru tinerii noștri și pentru noua generație. Și aici ne așteaptă o perioadă cu un proces intens de reflexie și de decizii și în privința Uniunii Europene. Cum spuneam, nu doar datorită Brexitului, dar și datorită Brexitului, o pregătire a unui nou buget a Uniunii Europene pentru perioada de după 2020, regândirea unor instrumente de politici europene pentru mai multă eficiență și pentru a le orienta spre rezultate în dezvoltarea economică și socială europeană. Și o să închei cu aceasta spunând că România este cu atât mai interesantă să fie parte activă în acest proces de reflexie în următorii ani, cu cât în 2019, în primul semestru, România va asuma președinția Consiliului Uniunii Europene și mi-aș dori ca România să facă dovada consistenței în capacitate vizionară și prospețime pe care o poate aduce în Uniunea Europeană cu această ocazie. Dar asta presupune să fim implicați în tot acest proces încă de acum. O să închei aici dorind să mulțumesc încă o dată domnului Schäuble pentru această vizită, încă o dată dincolo de poziția pe care o are în momentul de față în Germania, cunoscându-l personal și urmărindu-i cariera, este unul din oamenii cu o profundă convingere europeană, știind să fie critic atunci când e nevoie, știind să fie un fervent susținător a politicilor europene atunci când ele sunt atacate pe nedrept. Deci eu cel puțin am foarte mare încredere în analiza și punctul de vedere a domnului Schäuble. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much, Prime Minister.